Am adunat niște scrisori, am făcut niște sunete. Deci mirosul ăsta e de mai demult, nu e de acum? Da, mă, avem aproape anul de când e așa. Noi e ca cu copiii mititei și de mă simțim că asta daună la sănătate tare. Și am început a suna, am început a scrie, dar se vede că e tot... E imposibil. Nu le pasă, ceva, da? Toate ușile... Dar ce fabrica asta? Cui? Privată ceva de alcool? E Zirnov. De-a cui? A, aici care fac vodka. Noi vrem să aflăm și noi. Aha. De-a cui și ne stă... Oricum, trebuie să respecte lor. Legile, fiindcă regulile. Orice control, orice sunet se blochează. Și noi că nu avem așa posibilitate să... Vedeți șamule... Și dacă v-ați adunat azi, ce ați decis? A fost scrisoare, a fost... ca să strângem niște scălituri și o să mergem mai departe. O să vedem și... Dar nu a venit nimeni de la primărie să vorbească cu dumneavoastră? Nu, a fost... este o doamnă care are probleme cu sănătatea de da, la păi... nume de la asta. Înțeleg. Eu a bătut de mai multe ușă și în primărie a fost și așa după ușă. Dar multă lume locuiește în blocurile astea, n-ați estimat cam cât? E multă lume, e multă. Noi suntem ca din raionul aeroport, de unde e... Miroase și acolo, da? Da, da, dar miroase tot, e tot locuința asta, începând cu dealul ăsta care e Băcu, acolo lumea încă mai tare are probleme. Parcă e cartier de alcoolici. Știți că asta e tare urât pentru copiii care cresc, să aibă așa probleme din... E ca din născare, pot să-i spui așa, că e ca el e născut în decembrie și numai deschidem geamul și noi suntem de-amul în starea asta de, nici nu știu cum spun eu... Amețește, da? Da, da, așa amețeli și... Cum vă numiți? Doamna Tatiana, da, eu știu de mai departe, dacă credeți o să mai că întrebăm trebuiește, și pe alte, da. Da. Sufer că este... Este vozduh. Da, eu simt că miroase a ceva puternic. Da, dar este miros care... Da, aici, deci uneori miroase mai tare decât așa, da? Aici la noi dețcă sadică este. Este prăftec uciliș, este școala sorul de viată. Pe tot locul îmbl copchii numai. La școală și îți dețcă sadică. Noi, deși noi trăim ea, ca așa... Era, nu-mi place să spune aici. Să vorbim noi împreună așa. Deși noi trăim pe lume, noi, bătrâni, și trăim. Pentru nașa buduși, pentru copchii noștri care vor fi așa ca noi. Dar dai timp să aer curat, să se sufle. De cât timp? De cât timp e mirosul ăsta? Mirosul ăsta merge de 2 luni de amul. Aha, nu-i tare mult. Și v-ați plâns până amul? Nu de mult. Oi, dumneavoastră nu ne luați. Asta, v-ați plâns până amul? Asta una, a doilea. Vreau să mai spun încă un lucru. Este, la noi sunt copchii care duc la școală, școala numărul 17. Și ei se duc pe jos. Drumul ăsta care merg copiii, el nu are asfișenie. Aha, altă problemă. La ora și seara, de-amă cum întuneric. Asta e altă problemă. Și v-ați plâns cu amândouă la primărie sau numai așa? La primărie noi am scris scrisoarea. Mi-a dat număr telefonul. 3 pitior și 0. Și eu, ca aici la noi, nu a fost 3 zile, nu a fost lunină. Și eu am sunat și mi-a dat lunină. Dar acolo, toate lampele au ars. Am înțeles. Și nimeni nu fac chestiune. Asta încă și încă o problemă. Ozărul este la noi, el de grabă ar să închide. Ar să iei numul. Când a fost Vasile Pavlovici Ursu, balotirul-se în post primăria, da. El mi-a dat întrebare și el mi-a spus. Ivan Pantelis, pe ruski, Ivan Pantelis, este я буду primăriom, здесь я сделаю зона отдыха. Пущу тролейбус круговую. У нас есть ботаник и определенно долгий. Ești Киртоак, у нас здесь дей până la aeroport, тролейбус, și numai. Тролейбус, господин Киртоак, el a făcut acolo ard 500 de lampe, dar aici lumea așa de 6.000 trăiesc aici, acolo copchii, 65 de predpriatia ca aici pește drum. Și tăți fără lumină. Ce înseamnă asta? Lumină pe stradă. Și lângă aeroport. Și la aeroport nu lumină, dar aici trebuie, pentru că pasiolcul nostru aici e în mijloc. Aici noi suntem, este pasiolcul Bâc.
Este посёлок Аэропорт, 2. Есть посёлок Ревака, 3. А ностро 4. Да, это как называешь? Это Минило. Это как называешь? Тот Кодру, как ворошел Кодру? А если на месте посёлка это МДК Кодры. Дерево обрабатывающий мебель, дерево обрабатывающий комбинат. Был, вот и дали ему, дали номер еще Кодры. Ам целес, дня с кем вормит? Иван Пантелеевич. Мулцумер. А ce grăbit ești, Mata? Bună ziua! Bună ziua! S-a terminat adunarea, am întârziat. Da, cu fost de la Tava 7. Aha, au fost tot și o televiziune. Fost și de-am numai și-au stat vreo două ore și și-au înghețat. Am hotărât că facem un grup de rezerv, țin cu miros. Aha, dar cu? Așa, se începe pe, nu poți, 5.000 de locuitori. Asta încă nimic, în partea cealaltă, mai este o fabrică de producerea, pune oameni, nu știu, producerea seringilor, ceva masă plastică, lucrează numai noaptea. Dimineața îndofte un praf toată noaptea, ceva strașnic. Și doamna care a fost, a arătat toate actele care au scris la... Deci este o persoană care s-a plâns, da, mai demult. Da, la impact ecologic, la toate instanțele, răspunsul, medicina preventivă. Au spus că, de aceea, pare să-mi zic că aceea la medicina preventivă au spus că, uite, într-adevăr, este problema. Ecologia spune că nu e nimic, tot e regulă, tot e ok. Primăria... Neformal, cineva din primărie a spus, oameni buni, nu stați, ieșiți, blocați stradă, că altfel nu se rezolve nimic. Și mai mult nimeni nimic. Anumiți funcționari din primărie, cred că n-ați greit cu primarul, cu viceprimarul. Nu, adică cineva neformal, adică așa ar fi spus. Am hotărât să facem o grup de inițiativă, ei de la Mutăva 7 au spus că luni o să meargă pe toate instanțe, față care reacția lor, dacă ar trebui să mai grămădim. Am luat schimbat contactele, respectiv ne ocupăm mai departe cu problema care este. Am înțeles. Bun. Adică care e... V-ați unit, durerea comună, da, v-a unit. Da, uite, sunt, și nu de mult, la 20 noiembrie undeva. Aha, am 2 ani de zile de când locuiesc aici, nicio problemă, dar la tot mai tare și mai tare. Că uneori sunt pericole în aer pe care nu le simți, nu da, le miroși. Da, bacterii de la drojdele acestea care se acumulează. Uite, dimineața, la vreo 12 iar să începe, muși dispare și seara iar să începe. El e cum el e emană, periodic, ori e ca șamușul dispare și iar dumneavoastră aici am cât de încolo, unde 8 nu mai poți să-ți plăti. Am înțeles, deci în afară de Zernov mai sunt spun că întreprinderi pe aici care poluează. Oamenii au spus că au vorbit cu cei de la Zernov, eu au spus că nu, așa sunt două. Dar am înțeles că sunt fel de niște subdiviziuni, adică nu cam ei ar fi proprietari, adică, mă rog, faptul nu contează, contează că sunt două fabrici care produc eman, cred, în atmosferă și s-au stricat ceva la doi, s-au deteriorat ceva, idei. Posibil, dar niște filtre de aia atât de funcționează. Da, iau, 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 cum bate vântul dincolo, e strașnic. Satul Bâc, Bubuieci, uitați-vă ce se întâmplă aici. Numeros aia de la stația de epurare, cum miroase acum. Da, și nu vă spun, nu de mult, vreo... Dacă e... lucrând în primul oraș, nu vii de seara și când stai în sâmbătă și duminică, uitați ce suntem, nu poți să ieși afară. Cum vă numiți? Dorin Rusu. Mulțumesc.